problema găseală cu exerciții de matematică. Nu scăpă, când îl punem repede treaba și mai erau o dată unități de măsură pentru lungime, da? Unități de măsură. Pentru lungime. Am unități de măsură pentru lungime. Și aici, haideți să vedem așa. Metru este unitatea de bază. Iar ce o să punem deasupra se cheamă multipli. Multipli. Și ce o să punem de resurs se cheamă submultipli. Submultipli. Da? Și care sunt multipli metrului? Cei care sunt deasupra. Da? Multipli. Hectometru. Da, da. Hectometru. Exact. Și kilometru. Kilometru. Și submultipli mai mici de 10 ori, 10 ori, 10 ori. Decimetru. Decimetru. Centimetru. Așa. Și milimetru. Și milimetru. Asta este pentru situația pentru lungime. Da? Pentru lungime. Și aici îți spun unități de măsură pentru suprafață. Pentru suprafață. Și iarăși avem aici metru pătrat. Deci, de ce metru pătrat? Că la suprafață trebuie să ne înțelegem. Avem un metru lungime, un metru lățime, un pătrat din lungime, un metru, înseamnă metru pătrat, da? Pentru suprafață. Deasupra vom avea dam, decametru pătrat, hectometru pătrat, sau hâta, hectarul, hectometru pătrat sau hectarul, și kilometru pătrat. Și aici o să avem de desubt decimetru pătrat, centimetru pătrat și milimetru pătrat. Dragilor, aici cresc și descresc din sută în sută. Deci, din sută în sută cresc și descresc, iar în partea asta, deci din sută în sută, aici cresc și descresc din 10 în 10. Și hai să facem câteva ieșiții. Iată, să zicem așa, 22,3 km minus 1,5 cm egal cu. Deci 2,3 km minus 1,5 cm egal cu. Cine să spun, domnule? Daria. Eu? Da. Păi scădem, mai manifestăm kilometri în centimetri. Nu suntem în aceeași unitate de măsură, vedeți? 2,3 km și 1,5 cm. Trebuie să fim cu aceeași unitate de măsură ca să putem lucra. De aceea, o spune este egal mai departe, transformăm. 2,3 km la unitatea unde se măsură pentru lungime sau la... La... Păi da. Ziceam pătrat. Da. Ziceam pătrat. Da. Dacă mi-am zis pătrat, înseamnă la lungime. 2,3 km egal cu horia. Câți centimetri? 2,3 km egal cu 2300 centimetri. 2300 centimetri. A zis horia. David, ești de acord? În centimetri. În centimetri, da. Păi, a greșit, trebuia să împart. Deci, sunt mai mulți sau mai puțini? Mai mult. Mai mulți. Și a zis, într-un fel, bine că a zis mai mulți. Dar dacă a spus corect, întrebarea este. Da? A zis corect? De ce, David? Cât este corect? Cât crezi? 20, 100, 1000, 10.000, 100.000,
câte zeruri? Ori 10 la 6? Dar nu spune vreo. Spune concret, concret, 4, 3, 2 zeruri. 100 de mii cât e? 10 la 6. 10 la 6. 100 de mii, parcă ar fi... 5 la 5. 5 la 5. 5 zeruri, nu? La 1000 sunt 4 zeruri. Nu? Da. La 1000 3 zeruri, 10.000 4 și la 100.000 5 zeruri. Deci eu descoperit că 5. Am un spațiu 2, 3, 4, 5. Da? 5 spații. Adică 10 la 5. 10 la 5 însemna să duc virgula la dreapta peste câte? Peste 5 cifre. Una este și încă 5 încă 4. Încă 4 cifre, da? 4 zeruri. Așadar, asta înseamnă centimetri minus 1,5 centimetri, care îmi dă cât la scăderea asta? De Andrei? Deci de 230.000 de centimetri scădem de 1,5 centimetri. O dă 0,8000. 0, până aici tu spui. 0,8. 0,0000, da? M-au farming 0-uri vestate după... A, n-au nicio parte. Dar așa se fie, din 230.000 de, de centimetri scade un singur centimetru, 1,5 centimetri. 229.999,98,5. Deci, poate mintea asta este virgula pusă. Și scădem pe 1,5. Și ar fi fost 5 din 10, 5. 1 din 9, 8. Și de acum 9, 2, 2. Da? Deci, îmi dă 229.998,5. Așa este corect, da? Deci, atenție multe la operații. Deci, 229.998,5 centimetri. Câți metri înseamnă asta? Egal, mai departe, câți metri înseamnă asta? Davide. Deci... 229.998,5. Adică virgula se duce la stânga peste 3 cifre. Peste 2, da? Că de la centimetru până la metru am două spații. 10 la 2. Așadar, voi spune egal mai departe cu 229.998,985 metri. Și egal câți milimetri? Milimetri 2.299.985. Deci se duce la dreapta, prea rapid peste 3, nu? Pentru că de la metru la milimetru e 10 la 3 și iată face 2, 2, 9, 9, 9, 8, 5 mm. Aș vrea să rezolvăm următoarea exercițiu. Unde am greșit? La metri nu e 2,29. Păi dacă avem doar 100, sunt 2 zerouri. Deci aici... Nu, acolo a spus, acolo e corect. E bine, nu? No? Acolo ați greșit. Păi nu, pentru că e deja 5 lei la curs. Păi când ăsta și-a luat un metru. Deci este centimetri? Da, și așa. Mă-ți luat metri. Ați luat metri și la metri este... A, da. Deci la stânga peste 10 la 2, 100, da? Și am dus bine peste 2 cifre. Aș vrea să rezolvăm următoarea ecuație. 2x metri minus
7,13 centimetri egal cu 23 dan. 2,2 ori x metri egal cu 7,13 centimetri egal cu 23 dan. Câți metri, x metri mă interesează să aflăm aici? Ce Davide. Ca să vom 3,3 vom duce decimetri. Deci mergem da. Stabilim în ce să lucrăm peste tot? În metri. În metri. Cât îi se cere în metri să lucrăm, da? Deci vine 2 ori x metri minus în metri cât ar însemna 7,13 Andrei? 71,3 ce? Metric. Metri. Atenție! Când ai zis 71,3, aș vrea să îți cer și părerea lui Davide. Te aștept să fie corect, când ai zis că 7,13 centimetri înseamnă 71 de decimetri, nu? Sau de da, nu știu ce ai zis. 71 de metri. Oare numai 7 centimetri înseamnă 71 de metri? Vezi? Trebuie să gândești foarte atent. Vor fi metri mai mulți sau mai puțini? Mai puțin. Mai puțin. Davide, te rog să intri la, să spui tu, cât va fi? De la centimetru până la metru sunt două spații și vom împărți la 100. De unde va fi 0,0713. Așa va fi. 0,07. 0,0713. De acord? Da. Păria este de acord. Metri egal 23 de dam. Andrei, câți metri înseamnă? Înseamnă 230 metri. Așa, da. 230 metri. Acum suntem peste tot în metri și lucrăm, să dăm aceeași cantitate măsuri. Deci aflăm pe X de aici. Te rog să vorbești tu, Daria. O să adunăm 0,0713. Egal cu 230 metri plus 0,0713. Și o să ne dea acolo, acolo o să punem, o să ne dea 230,0713. Da. 230 și observi la 30 mai nimic te-a adăugat de 230,0713 metri. Și atunci x, doar x va fi egal. Am împărțit tot prin 2. La 2, da. 230,0713 să împărțim la 2. Davide vorbește. Dintr-o dată. O dată, 2 în 2. 2 în 3. O dată, da. De 5 ori. 5 ori. Virgulă. Da. De 0 ori. Da. De 3 ori. Da. De 5 ori. De 5 ori. Și 6 ori. Tot da, de 6 ori. Da. Și 5. Da. Și 5, sigur că da. Dar 0 ori avem cât cuprinde. Și așa că asta este toată povestea. Asta metri. Deci x egal cu 115 metri, primul 0, 3, 5, 6, 7, 6, 5. Ce înseamnă? Ce puteți să-mi spuneți la citirea acestora? Ce sunt 3565 de ce? 3565 de? De? 3565 de sutim de mii. Sutim de mii. Sutim de mii. La sutim de mii sunt câte zerouri? 3 cu 2, 5, da? E bine, da? Sutim de mii. La zecim, la zeci, la mii sunt câte 3, da? 10 la 3, da?
la zecimi de min 10 la 4 și la sutimi de min 10 la 5. Așa am zis bine, sutimi de min. Perfect. Da. Am și niște probleme, dacă vreți. Tot în genul ăsta. Da, să facem tabla 3? Da. Sau da. Lăsăm unitățile, nu? Lăsăm unitățile și las spațiul ăsta. Ca să facem ei să folosesc, da? Da, da, da. Scapă să o vedem. Exact. Dați-o un pic, da? Da. 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 Calculați perimetrul unui triunghi cu laturile A, B și C mic, care au lungime. Deci A, B și C mic, A mic egal cu 1,5 metri. 1,5 metri. B mic egal cu 73 centimetri. 73 centimetri. Și C egal cu 20 decimetri. 20 decimetri. Perimetrul triunghiului A, B, C, B, C egal cu 5. Andrei, ce înseamnă perimetrul triunghiului? Perimetrul triunghiului înseamnă toate laturile. Adunate. Toate laturile. Deci perimetrul triunghiului A, B, C înseamnă 1,5 metri cu 73 centimetri și plus 20 decimetri. Aș vrea decimetri, da? Aș vrea răspunsul în hectare. Deci răspunsul în hectare. Hectare înseamnă hectometri, dar pătrați. Asta e. Deci am spus prost. Mă sancționați repede. Păi nu se poate în hectare, ci în hectometri, dacă cel mult. Dar eu am insistat cu hectare pentru a vă atrage atenția că la lungime n-au ce căuta hectare. Și la un test de suprafață, da? Deci așa ceva nu se poate pune problema. Dacă însă mă interesează în hectometri, da. Deci stăriți foarte tare la mine și convinși. Nu se poate pune problema în hectare, ci cel mult, fiindcă aici suntem la lungime, perimetru nu seamănă suprafață, măsurarea suprafeței triunghiului. În hectometri? În hectometri, vreau spus. Egal cu, vorbește Andrei? Egal cu 0,015 hectometri. Bine, toată lumea de acolo? Da. Bine, plus Daria, 73 cm în hectometri. 73 cm în hectometri. 10.000 și ceea ce înseamnă 4 zerouri. Deci o să fie 0,0073. Deci 4 zerouri, ai două dată și încă două, deci 0,0073, ai spus hectometri, da? Și plus 20 decimetri, Horia vorbește în hectometri. Este egal cu 0,02 hectometri. Deci ai zis 0,02 hectometri, da? Toată lumea este de acord? Da. 20 de decimetri în hectometri, nu ești de acord? Este 0,002. 2 de 0, da? Da. Tu spui așa, 0,002. De ce Horia motivează tu de ce te-ai oprit la 0,002 și de ce primul tu Daria? Sunt... De la decimetri până la hectometri ai 1, 2, 3, da? 3 spații, adică 10 la 3 și 10 la 3 însemna 3 cifre, da? Peste 3, de-aia cu 20 are 1,
2, 3 și până pune 0, virgulă. 0,02. Tu, Daria, te-ai păcălit că tu ai gândit să ai 30 mani și tu ai gândit tot așa, dar n-ai pus de așa că ai 20, ai și de asta, deci, virgula, aici este, te-am zis 20. După 0, ăla care se ia în calcul. Da? 20 înseamnă, virgula ar fi aici. Și când am dus la stânga peste 3 cifre, am urmat 2, pun un singur 0, 0,02. Bine, cum zice Horia. Aici, asta e slăbiciunea ta. Deci te-ai păcuit aici, că n-ai gândit și pe... Tu ai zis să ai una, două, trei cifre. Dar nu-i doi. Nu-i doi decimetri, erau 20. 20 decimetri. Înțelegi, Daria? Dacă ar fost 2 decimetri, tu aveai dreptate. Exact, dar sunt 20. 20, deci am deja și la cifra. Sunt două cifre. Ai înțeles? Zic, te dau domnul profesor. Da, nu vorbim, domnul profesor, domnul profesor, eu sunt foarte atent și foarte grăbit să te portaș, da. Ce? Pune în elaborarea ta, să insistăm. Băi, înainte să spuneți că vreți să facem în hectometri, am transformat tot în centimetri. Deci... Înainte să spuneți că facem în hectometri. Așa, deci tot în centimetri. Și ai calculat în centimetri. Și 20 de decimetri înseamnă 200 de centimetri. Deci 20 de decimetri înseamnă 200 de centimetri. Și la centimetri până la hectometri sunt 5 stări. Păi de la centimetru până la... 1, 2, 3, 4. Aici te-ai păcălit. 1, 2, 3, 4. Aici te-ai nu kilometru, e hectometru. Și de-aia nu trebuie. Ai înțeles? Dar ea avea impresia că sunt 5 și acum era o contradicție în mine și nu se răgea. Poți, uite, așa facem. Da. Discutăm, vedem, ca să putem să eliminăm nedumerirea aceea. Zic, te rog. Da, rezultatul la urmă. Da? Cât este rezultatul? 0,0443. 0,0? 443. 443 ce? Hectometri. Hectometri. Peste tot am dus în hectometri, deși asta putem spune, am, ăsta ar fi rezultatul. Toată lumea este de acord, nu există nicio supărare. 0,0443. A gândit bine? Acum să vă zice Cristina. Ia să vedem aici. Aici este 3. L-ai lăsat. La 7. Nu e. Păi 7 plus 5. 7 plus 5 am scris în loc de 7. Așa. 7 plus 5. Face? 12, da? 0,0423. 0,0423. Da. Am înțeles. Corect. Un pic de neatenție și te-a costat asta. Deci, atenție aici. Ce verificăm? Și așezarea unități, subunități, deci, virgulă, subvirgulă, zecimi, sutimi, zecimi, zecimi și mai departe. Și nu le adunăm oricum. Bine. Următoarea problemă. Ia te rog. Perimetrul unui triunghi este 57 cm. Perimetrul triunghiului egal cu 57 cm. Perimetrul înseamnă suma tuturor laturilor. Unui triunghi. Perimetrul unui triunghi, așa, este 57 cm. Să se afle lungimile laturilor sale știind că... Să se afle. Afle. A egal cu cine, B egal cu cine și C egal cu cine. Știm că în centimetri... Că? În centimetri sunt exprimate prin trei numere naturale consecutive. Cele trei dimensiuni în centimetri înseamnă... Adică C plus C cu C plus 1 cu C plus 2. Deci dacă tu iei C de bază, deci C-ul este o latură, C plus 1 este latura următoare și C plus 2 e latura a treia în centimetri. Exprimat, da? În centimetri. Cu alte cuvinte, am C centimetri, C plus 1 centimetri și C plus 2 centimetri. Mai citesc o dată? Da. Perimetrul unui triunghi este 57 cm. Dar fiindcă știți toate astea, cum scriem asta?
A perimetru este suma tuturor laturilor. Suma tuturor laturilor, latul plus laturilor. Ia uite acolo, ce plus C, plus C plus 1, plus C plus 2. Sigur că da. Deci, se întâmplă mai acolo cum a spus ea. Suma tuturor laturilor, adică A plus B plus C egal cu perimetrul triunghiului, da? A, B, C. Ce înseamnă? Că A plus B plus C este egal, cum știm bine, cu 57 de aici, da? 57 cm. Acum, după ce avem și informația următoare, că C plus C plus 1 plus C plus 2 egal. C plus C plus 1, adică următoarea dimensiune. C plus 2 egal. Plus C plus 2 egal. 57 cm. Scoatem de ce în factor comun. Scoatem de ce în factor comun, dar nu este atentă. Scoatem de ce în factor comun, Andrei, ori nu, o să fie 3C. Oare, eu mă faceți tu între prostii de astea. Sar la mine cei care... Păi toți voi săriți, da? Toți ceilalți aveți. Cum cei din care ne vor urmări nu pot să o facă, voi sunteți cei care săriți. Nu se poate așa ceva. 3C plus C. C plus C plus C, deci 3C. Plus 3. Plus 3. 57. Acum, acum se dăm în 3. 3C egal cu 54. Împarte într-un 3. C egal cu... Ce va fi egal cu 54 învăță la 3? Odată. Da. 24 intră de 8 ori. 18 cm. Da. Iată că m-am găsit 18 cm. O latură. O latură. Ce altă cât o să fie 19 și 20. Deci avem latura C egal cu 18. B să zicem egal cu 19 și A egal cu 20 centimetri. Centimetri, da? Centimetri. Centimetri. Iată cele trei dimensiuni aflate în felul ăsta. Ce a vrut autorul aici să vadă prin chestia asta? Dacă știm ce înseamnă perimetru, dacă ce știm ce înseamnă numere consecutive. Da? Și cum regândim ce înseamnă trei numere consecutive și dacă știm că, că C plus C plus C fac 3C. Da. Și ce la mijloc, aici, domnul. Așa. Să... Da. Așa. Perimetrul unui drum de ABC este egal cu 420 cm. Uitați-mă pe dată, domnul profesor, perimetrul da. Unui drum de ABC, pentru cei care n-ați făcut geometrie. Da. Perimetrul unui drum de ABC este egal cu... 420 cm. Aflați lungimile laturilor acestui triunghi, știm că AB egal cu AC. Deci avem că AB egal cu AC. Și BC. Și mai știu că BC. Egal cu 4 pe 5 din AC. 4 pe 5 din AC. AC. Acum, să facem și noi în triunghi. Cu cele trei litere A, B, C notăm vârfurile A, B și C. Da? A, B, C. Facem triunghiul ăsta? Într-o clar, în triunghi, dar și fără să zic foc. Doar că are trei vârfuri, trei puncte puse și unite. Ia fi ceva pe acum, autorul ne spune că eu vreau să mai insist pe un lucru, și anume, într-un triunghi, după ce am notat vârfurile, latura opusă unghiului A se notează cu A mic. Cea opusă lui B se cu B mic. Și de asta care se opune într-un lui C, cu C mic. Deci, ca să nu spunem latura AD plus latura BC plus AC, să devine mai ușor de scris, scrim așa, A mic plus B mic plus C mic. Dar rețineți, nu le notăm la întâmplare. Latura opusă unghiului A cu A mic, cea opusă lui B cu B mic și cea lui C cu C mic. Și acum, zice, perimetrul este 420. Ce informație aveți voi că spune că perimetrul e 420? Tot triunghiul este 420. Adică, nu tot triunghiul. Adică, suma laturilor. Adică A mic
plus baby plus cemi egal cu 420. Asta a fost prima relație tradusă de autor. Prima informație. Urmă, ce spune? Că A, B, cât A, C? Aici înseamnă că A, înseamnă că putem să ne punem două, adică tu mai... Ce înseamnă că A, B? Cu ce notate? Cu ce mic? Cu A, C? Cu ce notate? Ce este egal cu B? Ce e egal cu B? Asta ne spune autorul. Ce e egal cu B? Adică puteam spune gen B ori 2 sau... Nu știu, nu pot să fie de două ori. Poate e mărită cu... cu deci nu mai da. B e egal cu C. Și mai avem o informație că BC, adică cine este BC-ul? BC-ul este 4 de 5. Amic. Amic, ca și liter, cum am notat. Da, cum am notat aici, că așa va fi de mic peste oriunde, pe oriunde veți întâlni geometrie, veți vedea asta. E standard stabil. Amic, alte informații, este că e 4-5 din AC. Adică din cine? AC cu ce e notată un copii? Din B. 4-5-5 din B. Și cu asta am tradus tot ce nu este autor. Că acum din clipa asta doar aici o urmăresc. Am trei relații. Suma lor, a trei numere, că două din ele sunt egale și că asta e 4-5 din B. Am putea să înlocuim 4-5B plus B plus B. Da. Sigur că da. Deci în loc de a punem aici... Cu 4-5. Ce înseamnă? 4-5 din B plus B-ul lăsăm. B și plus B în mână. Și plus B cât doar C-ul e cât B-ul. Plus B e egal cu 420. Și acum... Putem să scoatem un B în faptul că... Sigur că da. Scoatem un B. Aici merge. Așa. Și să fie... B pe lângă. Și o să fie B pe lângă 4 pe 5. Da. Plus 2. Plus 2. Pentru 1 plus 1. Face plus 2. Și acum facem 4 pe 5 pentru a vedea cum este. Bățim pe 4 la 5, da? Da. Cât face? Ia să vedem. 4 bățim la 5. 0,8. Da. Așa bine, da? 0,8. Și vrea linie cu... Adică 2,8. B ori 2,8 este egal cu 420. B este egal cu 420 împărțit la 8. Deci B egal cu 420 împărțit la 8. Deci egal cu... A 2,8. Da, adică 28. 2,8. Adică? Adică 4200. Este ca și cum aș spune 4200 împărțit la 28. Cât faci? 4200 a spus, da? 4200 plus la 28. Faci împărțirea copiii. Vă rog. Fiecare individual. 4200 să împărțim. Eu facem împărțirea? 150. Iată că am aflat pe B 150 și dacă știm pe B, eu știu și pe C în condiții, B egal cu C egal 150, zicem, și B egal cu C egal 150 cm. Și să vedem A-ul cât este. 0,2. Chiar vedeți? 120. Va fi 120, da? Da. Deci B egal cu C egal cu 150 și cealaltă este cu 120. Foarte bine. Dacă ați fi avut, să zicem, așa, da, o aflat. Da? Să zicem așa, că avem un triunghi în care știm suma laturilor 2 de 2. Știu că A plus B
egal cu 4,17, B plus C egal cu 5,13 și A plus C egal cu 10,02. Aflați perimetrul triunghiului și latura de sa. Aflați perimetrul triunghiului și latura de sa. Știind așa ceva. Să facem câteva minute pentru volumul. Da? Da. Dar asta pe ea ca să gândiți dacă... Ia, asta e... Lăsați-o cu ușor, am face pe perechi. Hai să rog. Mai crede că mi-ai făcut o scară. La cum? La volum, da. La acolo, la suprafață. La suprafață tot n-am făcut. N-am făcut nimic, dar nu face și ceva. La danță. Avem 20 minute. Face, poate. Ați reușit pe metru? Sau nu? Suntem da, cu ceva? Da, 9,66. Perimetrul este 9,66, să spune el. Le-am luat pe toate și le-am pățit la pentru că este teoretic suma la de două. De două, da? Așa, de două. Și dacă ți-a dat suma tuturor egal cu 9 și perimetrul, a două din ele îți facă 10, e posibil? 9 și ceva v-a dat suma tuturor, corect? Ca observație. E greșit. E greșită problema dată. Cum scrie 20 dacă suma e... Deci, de special am dat așa mai mare, ca să vedem dacă vă atrage atenția chestia asta și să puteți reacționa. Deci nu se poate ca spate tăi adunate să-mi facă 9 și înseamnă că e o greșeală. Nu există un astfel de triunghi. E o prostie. Pentru că totdeauna un triunghi există dacă suma două laturi e mai mare ca a treia. Deci suma a două latură e mai mare ca a treia. Deci așa ceva. Trebuie să modific mai sunt și mai egal cu 7,02 și atunci veți vedea că mâine să o terminați voi acasă. Da. Da. Deci 3 pătrate identice. 3 pătrate identice. Fiecare cu aria de 36 metri pătrați. Deci desenăm 3 pătrate identice. Fiecare cu area de 36 metri pătrați. Sunt așezate unul lângă altul pentru a obține un dreptunghi. Așa, se lipesc. Asta nu se face. Calculați area și perimetrul dreptunghiului. Așa. Deci, pe astea trei care ne-am văzut, de lipim acum. 1, 2 și al treilea. Ce știm? Că fiecare are aria de 36 cm pătrați, da? Metri. 36 metri? Da. 36 metri pătrați. Metri pătrați. 36 metri pătrați. Putea să fie metru sigur. Putea să fie metru sigur, dar vreau domnul profesor. Nu, vorbim de suprafață. Numai cu metri pătrați sau de măsuri la pătrat. Lipindu-le așa, o lipindu în dreptunghi. Întrebarea este, care este area și respectiv perimetrul dreptunghiului? Cum vă gândiți? Venim cu idei, încercăm ceva. Păi, știm că pătratul are 36 de metri pătrați. Cum propuneți voi să încercăm problema? 36 metri pătrați. Oare cu cine este egal are unui pătrat? Daria, tu cu, nu cred că ai învățat, din tot. Păi, dar știi, dar vedeți și că am mai făcut. Zi-mi tare, dacă știi tu. Area unui pătrat, este latura unui latura. Sigur că da. Dacă îi dreptul lungimea, o lățimea, nu?
Fiindcă ele sunt egale latura ori latura, adică latura la a doua. L ori L, adunăm M odată și adunăm exponenții. Da? Și aria, aria unui pătrat, uite așa cum se adunăm, egal cu latura ori latura și latura, latura la a doua. Ca să mă țin în minte toată viața. Aria pătratului este egal cu L pătrat. Și? Ce informații mai avem copii? Noi știm aria. Oare cine oricine să facă 3-6? Adică același lucru. Cine la a doua să facă 3-6? Cine vorbește? Pătratul cui este dat de 3-6? Pătratul cui 6-6. 6-6, deci 6 la a doua. Deci asta s-ar traduce echivalent. Va spune L la a doua egal cu 36. Metri. Ce înseamnă că latura e cam 6 metri. Și dacă știu latura, cât va fi perimetrul dreptunghiului astfel format A, B, C, D. Perimetrul. Coria? 48. Cum ai făcut, mă? Păi am făcut 18. De alea 3 la 3 de sus. De 6, 6, 6, zice 18 odată. Da. 18 la 3 de sus. 18 și asta. Și 12 la cele două. Și 12 și cu 12. Nu, 6. 6 și 6 asta. Da? 18 și cu 18. 36 și cu 12. 48. 48. Corect? Deci perimetrul. Rezultă că perimetrul e A, B, C, D egal cu de 2 ori ori 18 plus de 2 ori ori 6 și egal cu 48. Da? 48 centimetri pătrați. Da? Și aia? 48 centimetri pătrați. Pătratul cu domnul profesor Igorel? 48. Păi nici nu trebuie. Păi să nu m-a lăsat să greșesc. Sunt metri. Metri, da? Metri. În metri am lucrat și nici vorbă de pătrat. Indiferent ce unitate. La arie însă, aria era BCD. Cine era copii? Cine știe? Aria era 36 ori 3. Nu, dar ca și formulă așa. Ca și formulă? La dreptunghi. La dreptunghi era nici o lățime. Egal lungimea, lungimea ori lățimea. Și lungimea este cât dată de? Lungimea ori lățimea. Lungimea cât este? Lungimea era 18. Este 18, da. Ori 2. 18 ori? Lățimea cât e 12. Lățimea e 6. 6. Am 6. Da? Ori 6 și face 6 ori 48. Da. 6 cu 4, 108. Ce? Metri pătrați. Da. Nu era mai ușor cu 36 ori 3. 36 ori? 3. Ori 3? 3 pătrate. Sigur că da. Și așa stare la idee. Că sunt 3 pătrate, fiecare pătrate. Da, dacă nu ai ajunge aici. 36 ori 3? Sigur că da. Dar nu ai mers lungimea lățimea, atât de la 36. Dar și ideea mea ai spus, 36 ori 3. Dar la perimetru, nu puteam să aflăm oare perimetrul unui singur pătrat și mulțeam cu 3? Cât ar fost? Puteam așa, nu? Cât este la o latura? Latura e 6. 6 ori 4? 24. Ori 3? 24 ori 3? 24 ori 3? 24 ori 3 s-a spus. Păi de asta spuțim că sunt două laturi care sunt fără.